tragedie la un meci de basket pentru juniori. Antrenorul celor de la Academia Phoenix Galați a suferit un infart în primul sfert al partidei pe care echipa s-a disputa la Focșani. La sală nu se afla nicio salvare, iar cea care a sosit după ce antrenorul a început să se simtă rău nu avea medic, din păcate. Testanovici a murit la, la scurt timp după ce a ajuns la spital. Suntem șocați și împietriți de durere, nedumeriți și revoltați din cauza veștii care a căzut ca un trăsnet a fost prima reacție a clubului. IPJ Vrancea a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.